dragi telespectatori, studioul Media Shop. Anul acesta celebrăm a 10-a aniversare a unui produs foarte popular. Acesta este motivul pentru care se află alături de noi un vechi prieten, Horst Fuchs. Bună, Horst! Salut, Gabi! Privește ce am adus cu mine! Un produs minune bine cunoscut, Hot Plate, unul dintre produsele de succes ale Media Shop. Știu că e un produs popular, dar de ce? Hot Plate este popular deoarece poți scoace, fierbe, prăji, căli, face grătar. Aproape orice se poate găti cu el. Hot Plate este o suprafață special formată dintr-o textură stelată mare, combinată cu un termostat încălzitor rapid. Temperatura se poate ajusta, fierberea e rapidă și încălzirea uniformă. Tu ai aparate clasice de gătit, nu-i așa? Desigur. Vino cu mine să-ți arăt cu ce gătești. Tu gătești cu asemenea tigăi. Da, așa e. Ți-ai cunoscut? Da. De obicei, toate tipurile de tigăi sunt rotunde. Da. Cu tigaia rotundă e o mică problemă. Care? Că nu sunt pătrate. Acest lucru are o importanță majoră, dragă Gabi. De exemplu, dacă gătești pești, ia privește. Da. Să presupunem că vrei să gătești 5 pești într-o tigaie. Atât cozile cât și capetele vor ieși. Așa e. Datorită formei sale speciale, poți prăji mai mulți pești deodată. Nici cea mai mare tigaie nu e capabilă de asta. Poți așeza 5 păstrăvi mari fără nicio problemă. Îi lăsăm la prăjit. Urmează un mic dejun apetisant. Iau un ou cu care multă lume își începe ziua fiind sănătos. Să adăugăm și câteva felii de slănină. Hot Plate e un mic vrăjitor al bucătăriei dacă e vorba de gătitul unei slănini crocante. E minunat! Hot Plate prăjește toate astea deodată? Desigur, când folosim această plită, mirosurile sau gusturile nu se îmbină. Serios? Chiar și cașcavalul îl poți pune direct pe plită. Excelent! Poți prepara chiar și pâinea prăjită. Pot prăji cu plita? Fantastic! Am felii de vinete. Privește! Minunat! Așez și vinetele. Le prăjim deodată. Pot prăji legumele proaspete împreună cu carnea? Da! Nu va avea loc niciun transfer de gust sau miros. Ca și în cazul cuptorului, lucrăm mai bine cu aerul fierbinte și cu împărțirea uniformă a căldurii. M-ai făcut curioasă! Gabi, cu un experiment simplu, îți voi dovedi că dacă așez o tigaie pe un reșou electric, după cum vezi, pierdem o cantitate considerabilă de căldură și energie care pot fi măsurate. Înțeleg. Să verificăm. Acesta este un termometru digital foarte sensibil. Cu ajutorul lui măsor temperatura de fierbere a tigăii. Bine. Termometrul s-a oprit la 163 de grade Celsius. Așa e. Să luăm jos tigaia de pe reșou. Te rog să faci tu asta. Vreau să măsor din nou temperatura. Îți voi arăta că folosind același termometru pe care îl pun direct pe plită, primim o valoare mult mai mare. Zău? Am ajuns la 170 de grade și continuă să urce. Am atins chiar 190 de grade Celsius. Vezi și tu asta? Da. Incredibil! Într-adevăr. Din măsurători rezultă că între plită și tigaie există o pierdere mare de căldură, chiar și de 20%. Valoarea așa termometrului e pe zero deoarece l-am răcit. Da. Circumstanțele sunt identice. Da. Acum să măsurăm valorile pentru Hot Plate. Iau termometrul, ating plita acestuia și privește. Temperatura s-a ridicat la 160, chiar la 190 de grade. Fantastic! Asta se datorează sistemului rapid de încălzire a lui Hot Plate, care distribuie temperatura dorită mai repede și mai uniform direct pe suprafața de gătit. Deci putem economisi mai multă energie, nu-i așa? Așa este, deoarece suprafața plitei se încălzește uniform. Putem exploata foarte bine această caracteristică a lui Hot Plate. Acum să vedem ce e cu micul nostru deșeu. E gata imediat. E aproape gata. Pâinea prăjită o așez peste cașcaval și e gata. Feliile de vinete s-au rumenit. Minunatul ochi de ou e gata în câteva clipe. Excelent! Am preparat micul dejun fără a combina mirosurile sau gusturile datorită tehnologiei lui Hot Plate. Să vedem ce fac peștii. Nu-mi rămâne decât să-i întorc și vezi ce culoare fantastică au primit? Nici măcar nu s-au lipit. Poți prepara păstrăvi prăjiți foarte ușor, asta fără să se ardă. Peștii s-au prăjit uniform, nu-i așa? Da. Hot Plate este un ajutor fantastic.
Îți voi arăta cât de ușor putem servi un dejun apetisant. Te rog, ține farfuria. Mulțumesc. Iată feliile de vinete rumenite. Putem scoate pâinea prăjită cu cașcaval. Vezi cât e de ușor? Totul a fost gătit așa încât nu s-a lipit și nici nu s-a ars. Ingredientele s-au copt. Arată bine. Îți servesc și un ochi de ou. Ce bine. Așa dejunul va fi complet. Gătitul a mers foarte repede. E un ochi de ou perfect. Așez alături feliile de slănină fripte. Bine. Poți vedea și tu cât de ușor am preparat un mic dejun delicios în câteva minute. Mulțumesc. Preparăm pește, carne și legume. Pește, carne și legume deodată? Da, pentru că în hot plate nu există transfer de gust sau miros. Asta da. Tocmai de aceea el este perfect pentru gătirea concomitentă a mai multor mâncăruri prăjite. De exemplu, prăjirea unui steak de vită alături de somon și carne. Se pot găti mai multe meniuri deodată pentru întreaga familie. Este într-adevăr ceva unic. Suprafața plitei hot plate este enormă. Asta e o caracteristică nemaipomenită. Mai adaug și două frigărui ca și garnitură. Fantastic! Cu incredibilul hot plate putem chiar să și fierbem. Înainte de toate, torn apă în cuvă. Am turnat apă rece și deja apa a început să fiarbă. Apa fierbe și în cantități mici. Te rog să ții asta. Bine. Deci torn orezul în cuvă. Asta înseamnă că... Că pot adăuga ingredientele alese de mine. Exact. Deoarece lucrăm cu reglare de temperatură, putem adăuga toate ingredientele deodată. Punem niște porumb, puțină mazăre și niște crevete. Ca să amplificăm aromele, am să torn și niște frișcă lichidă. Amestecăm totul și punem capacul. Pentru asta avem la dispoziție un capac termic rezistent la lovituri și care returnează căldura, special proiectat pentru hot plate. Realizăm o etanșare perfectă. Datorită capacului termic, căldura rămâne în cuvă. Procesul de rotire activă a aerului fierbinte încălzește rapid toate părțile plitei. Căldura se dispersează și orezul fierbe uniform. Păstrăvii s-au prăjit deja, sunt gata de servit. Arată apetisant. Gabi, fii amabilă și ajută-mă. Cu ce? Tu te pricepi mai bine la servit. Imediat. Aceste bucate sunt minunate. Până când Gabi în partea cealaltă servește peștii, eu voi fi atent la restul mâncărurilor. Așa e că sunt apetisante. Deoarece hot plate lucrează pe principiul plitelor electrice, aerul cald care circulă în mod uniform închide porii cărnii și peștele rămâne proaspăt. Pentru a găti repede și simplu e nevoie de ajutorul suprafeței cu model stelat, obținut cu o viteză dublă față de cea a sunetului. Asta asigură o inaderență deosebită. Păstrăvii sunt gata, Gabi. De mult. Și eu am terminat cu grătarele. Serios? Privește, ce părere ai? Aș vrea să-ți mai arăt ceva. Închipuiește-ți că le pot servi oaspeților tăi un meniu divin. Totul e prăjit maro, uniform, ca și cel de aici. Pot servi și somonul. Uite ce frageți sunt. Poți constata ce ajutor reprezintă hot plate în bucătărie. Poți prepara deodată steak-ul, peștele și garnitura. Am să scot frigăruii de legume. Garnitura apetisantă pentru pește sau pentru carne este gata. Îți arăt ce se întâmplă cu laptele dacă îl turnăm în cuvă. Nu turna laptele în cuvă. De ce nu? Pentru că se va arde. Fii atentă, Gabi. Uneori fiecare gospodină are probleme cu laptele, nu-i așa? Host, ce vrei să faci? Fii atentă. Dau foc la o lampă cu gaz în fața ochilor tăi. Și nu numai că voi arde laptele, dar îl voi arde peste plita hot plate. Nu fa asta, Horst. Nu te îngrijora, nu e nicio problemă. Laptele arde. Așa e, vezi cum arde. Vreau doar să-ți arăt că în ciuda faptului că laptele e ars pe plită, poți avea încredere în suprafața unică inaderentă. Ai văzut ce s-a întâmplat? Putem arunca plita. La fel ca mulți alții și Gabi crede că am distrus plita, deoarece am folosit lampa cu gaz. E vorba despre o temperatură de 1750 de grade. O, Doamne! Poți să-ți cer un șervet de hârtie? Da. Și acum? Iată, curăț plita hot plate doar cu câteva mișcări simple. E incredibil!
Nu e imposibil, plita e curată și nici nu se vede urma laptelui ars. Durează câteva clipe, asta este adevărata inaderență. Grozav. Îndepărtezi toată mizeria și plita e curată. Și o surpriză pentru tine, îți arăt ceva senzațional. Sper că-ți va plăcea. Exact în același aparat și fără niciun strop de ulei am să gătesc ceva. Vei găti fără ulei sau grăsimi? Voi face un desert de clătite imediat după faza cu laptele ars, deoarece nu există transfer de miros sau gust. Și toate astea fără ulei? Așa cum spui, până ce clătita se prăjește, am să-ți arăt cum putem prepara o umplutură minunată. Iau câteva cireșe și le așez în hot plate. Sunt curioasă ce se va întâmpla. Presar zahăr cristal peste cireșe. Nu numai că putem coace sau fierbe, ci putem carameliza ceea ce dorim. De aceea este atât de popular hot plate, pentru că e multilateral. Privește clătita, e gata. Așa e. Nici măcar nu s-a lipit. Clătita noastră nu s-a ars. Minunat. Pur și simplu o scoatem și o întoarcem pe partea cealaltă. E delicioasă, o clătită gustoasă. Urmează cireașa de pe tort. Turnăm niște rombi și îi dăm foc. Vezi, asta e fantastic. Da. Imaginează-ți faza asta la o petrecere. Cât de spectaculos ar fi. O umplutură specială pentru o clătită specială. Punem clătita pe farfurie și este gata. Fantastic. Obținem un desert gustos. Să ne întoarcem la mâncarea cu orez. Deseori ne întâlnim cu faza când orezul se lipește de oală în timpul fierbei. Da, așa e, Horst. Uită-te aici, vezi asta? În hot plate nimic nu se arde sau lipește. Într-adevăr, e incredibil. Torn niște frișcă lichidă. O idee bună. Vezi cât de repede și de uniform se împrăștie frișca? Nu mi-a rămas decât să amestec totul bine și mâncarea e gata, gustă. Bine. Ai grijă, e fierbinte. Bine. Și cât de simplu am preparat-o. Așa trebuie să gătiți cu hot plate. Acum vreau să știu cu ce surprize te-ai pregătit, Horst. Dragă Gabi, vino cu mine și am să-ți arăt. Aici este binecunoscutul hot plate. E un minunat aparat multifuncțional pentru fiert, prăjit, fript și pentru a ține mâncarea caldă. E un adevărat vrăjitor. Vă trimitem un hot plate cu capac termoizolant, cu un potențiometru de temperatură și cu un pliant de instrucțiuni. Jubileul celor 10 ani vrem să-l sărbătorim cu o ofertă senzațională. Acum hot plate poate fi al dumneavoastră la un preț incredibil. Comandați produsul acum! Într-adevăr este o ofertă de sărbătoare. Profitați de această unică ocazie aniversară și sunați la serviciul nostru telefonic. Sunt sigură că Hot Plate vă va oferi multe surprize în continuare. Mulțumesc, Hot! Eu îți mulțumesc! Gata cu vechile tigăi și oale. Aici e Hot Plate. Aparatul multifuncțional care serbează 10 ani neîntrerupți de succes la prăjit, fiert, înăbușit. Pești mari într-o tigaie rotundă? Imposibil! Hot Plate are formă pătrată și e destul de mare ca să prăjim 5 păstrăvi mari în câteva minute. Hot Plate este o suprafață specială cu model stelat, combinată cu un sistem rapid de încălzire și care poate fi încinsă până la 190 de grade Celsius, fără trepte de ajustare. Acesta este motivul dispersării rapide și uniforme a căldurii. Puteți prăji și frige în același timp ouă, slănină, cașcaval și legume. În Hot Plate, gusturile și aromele nu se amestecă, ingredientele nu se lipesc, nu se ard. În câteva minute e gata delicioasa pâine prăjită cu cașcaval și meniul complet al dejunului. Hot Plate, aparatul multifuncțional de gătit, neîntrecut în succese vreme de 10 ani, folosit la copt, fiert și înăbușit. Hot Plate lucrează ca un cuptor. Pierderile de temperatură sunt minime. Puteți prepara grătare de vită fără adaosuri de grăsimi, steak-uri delicioase de somon și frigărui de legume crocante. Toate acestea sunt gata în câteva minute. În Hot Plate puteți fierbe dacă doriți. Turnați apa, orezul și ingredientele alese, apoi acoperiți cu capacul. Capacul activează mișcarea aerului cald, ușurând prepararea mâncărurilor cu orez. Acestea nu se lipesc și nu se ard. S-a ars laptele? E un coșmar. Hot Plate, realizat cu o suprafață cu model stelat, obținut cu o viteză dublă față de cea a sunetului, asigură o inaderență specială. Doar ștergeți și Hot Plate e din nou curat. Clătite subțiri sau fructe flambate sunt divine.
Vă trimitem un hot plate care se poate ajusta până la 190 de grade Celsius cu ajutorul unui potențiometru. Asta asigură o împărțire rapidă și uniformă a temperaturii. Copt, fiert, înăbușire și grătar, totul e posibil. Hot plate, aparatul oferit cu capac termorezistent și cu potențiometru de temperatură ajustabil, fără trepte, poate fi al dumneavoastră la un preț incredibil. Intrați în rândurile acelor câteva mii de cumpărători mulțumiți, în al căror cămin hot plate e un aparat popular multifuncțional. Hot plate are 10 ani. Sunați și comandați produsul acum.